Salut, e sâmbătă seara, e ora 18, suntem pe Hunedoara TV și bineînțeles la HD Party. HD Party o să vă prezinte astăzi un mega giga tera material cu Smiley, pentru că am fost la Tarabostes, a fost plin de oameni, s-au petrecut și ne-am petrecut și noi. Urmează să vedeți cum a fost Smiley în Tarabostes, cum s-au petrecut tinerii de acolo și cum a cântat, ce piese a cântat. Yeah.
Am fost și la zilele Călanului, unde a fost mega giga tera petrecere, pentru că au reunit mai multe stiluri de muzică, mai multe genuri de petrecere, chiar mai multe feluri de mâncare, de la curtă școală la mici, vijli și tot ce se întâmplă la un festival, la o zi a orașului. Am fost la Călan, a fost foarte multă lume, a fost tot orașul Călan, s-a petrecut, s-a simțit bine și bineînțeles au fost și multe spectacole. O să vă prezentăm o părticică din ce s-a întâmplat acolo și bineînțeles o să vedeți încă o piesă cu Smiley, pentru că a fost și la Călan. Beautiful.
come true. I want you now here by my side. So come on, let's have together an endless night. Falling in love with you, you're my dream come true. I want you now here by my side, side, side. Ecuador, Perú y Chile, al estilo barricada, cumbia. Amor, al pasar me dijo a mí, sígueme, más allá lo que verá. Y sobre sus espaldas me senté. Saluda en tus fiestas, Calán. Muchas gracias de parte de Ecuador. Barricada, sí. El cóndor al pasar me dijo a mí. Sí, señor. Sí, sí, Omar. Ay, qué rico. Pasa. Muchas gracias, Calán. Rico. Gracias. Sí.
Eu sunt din America de Sud, din Ecuador, sunt aici din 2006 și promovăm cultura noastră, muzica, artesania, cultura noastră să meargă mai departe în zona asta de aici din România. Cum este primită cultura voastră de oamenii din România? Foarte ok. Acum, sincer să fiu, diferă și de orașul unde suntem. Unele orașe chiar e foarte ok, mai e și în alta parte care e lumea care chiar nici nu apreciază, nici nu valoră ce facem noi, dar majoritatea pot să spun că ne acceptă cu mare drag. Zic că e super ok. Mergeți prin toată țara? Da. Mergem aproape în fiecare oraș, cantăm, facem treaba noastră și mergem mai departe. You make sugar and honey, no. We don't need any money. We'll love each other 'cause your love is for free. Yeah, love is for free. Your love is for free. Mm-hmm. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Așa, mă! I will do anything to make you mine, yeah. Why they might tease you, they have to try. I see you shining, that make me blind, hey. Money is evil, it's miserable. But if you with me, love is the devil. We have a shelter, living like rebel. Just me and you, girl, loving forever. So what if you're hot in the nut? You see that I'm a funny guy, will make you cry. So be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, will make you cry. So be mine, so be mine. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, this love is for free. Yeah, 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 yeah. You're a beautiful woman, so come and dance on your life. That rain in the summer day. You're the girl of my dreams, I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, I will make you cry. So be mine, so be. Hai să vă auzim, Călăr! So what if I'm hot and I'm not? You see that I'm a funny guy, I will make you cry. So be mine, so be mine. Yeah, I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Yeah, 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 yeah. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for free. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other. Cel mai mare parc de distracții cu specific militar din Europa este la noi în județ și ne bucurăm de asta, pentru că el a găzduit o mega competiție pentru cei care iubesc mișcarea în aer liber și pe bicicletă. Au fost peste 300 de concurenți la 3 categorii de vârstă diferite, au participat și s-au bucurat de timpul frumos care a fost afară, iar câștigătorii le-am luat și interviu, trebuie să vedeți, pentru că au fost cei mai fericiți.
1,000 miles from the Earth, a rocket would need this much power. It would take far more than a human lifetime. But a space station might look something like this. To get 1,000 miles from the Earth, a rocket would need this much power. 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 Would need this much power. It would take far more than a human lifetime. But a space station might look something like this. To get 1,000 miles from the Earth, a rocket would need this much power. 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 L-avem pe Alin, organizatorul acestui eveniment, care o să ne spună mai multe despre competiția de astăzi. Salut! Îmi pare bine că au venit așa de mulți oameni aici la acest eveniment, organizat de echipa noastră, noi cei de la Liman Bike Race. Pentru prima oară venim aici să organizăm un concurs. Din punctul meu de vedere a ieșit foarte bine. Nu am reușit să mediatizăm foarte mult, cu siguranță ar fi fost, cred că, de 3 ori mai multă lume. Aseară a plouat destul de tare aici și posibil și din cauza asta să se fi speriat puțin oamenii și să nu fi venit chiar atât cât am fi crezut noi, dar cred că am depășit 100 la linia de start, așa că din punctul meu de vedere o să fie o cursă reușită. Ne poți spune ceva despre traseu? Traseu are o lungime de 11 km, e foarte fain. Un traseu mediu, grad de dificultate scăzut, poate să-l facă oricine, chiar și copiii, diferență de nivel undeva la 300 de metri aproximativ, tot traseu e ciclabil, nu trebuie să mergi pe jos deloc. Fiind un concurs, o să fie și premii, premii constând în... Vor fi premii foarte faine, constând în bani, ceea ce avem toți nevoie, și ceva obiecte distinctive care le primim de la prietena noastră Romina de aici. Unul dintre organizatori, un ONG, Verde pentru Biciclete. Poți să ne spui mai multe ce înseamnă Verde pentru Biciclete? Cum să nu? Verde pentru Biciclete este un proiect al Fundației Bega. Este, pot să spun, cea mai importantă campanie de încurajare a mersului pe bicicletă din țară. Noi am organizat de-a lungul timpului, din 2008, evenimente care încurajează oamenii să meargă pe bicicletă în fiecare zi, în deplasările lor zilnice prin oraș, în special. Așadar, organizăm ture prin oraș, organizăm ture în împrejurimile Timișoarei și ne-am ocupat și de concursuri. Până acum am organizat 2 concursuri în acest loc, aceasta ar fi a 3-a ediție, pentru care am apelat la Asociația Liman Bike Race. Considerăm că ei sunt cei mai buni, cel puțin din vestul țării, în organizare de concursuri. Bicicleta trebuie privită ca un mod de viață, ca o modalitate sănătoasă de a face sport. Din acest motiv, noi am vrut să facem un nou concurs în acest an și am ales acest loc pentru că e un loc unic în țară, prin specific, e un complex turistic specific militar, ceea ce face ca acest concurs să fie unic în România, în Europa și poate chiar și la nivel mondial. Cum de v-ați gândit la asemenea competiție? Păi e o tradiție această competiție pentru Arsenal Park, este deja a 3-a ediție și suntem foarte bucuroși că putem să ducem mai departe acest concurs. Sperăm noi să devină pur și simplu un concurs care să ajungă la 20-30 de ediții. Cum vi s-a părut traseul? Traseu scurt comparativ cu alte competiții de acest gen. Scurt, dar o dificultate medie, solicitant pe de altă parte, ok. Ce
De cât a fost traseul? Câți kilometri? 11 km, la categoria care am participat eu, veteran, și tot pe aceeași distanță au fost și juniorii. Ce ai făcut tu astăzi? Ai venit la o competiție de biciclete? Da. Ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Concursul. Și ce loc ai luat? 3. Oh, felicitări! Dar pe tine te-am văzut și asta iarnă la schiuri, nu? Da. Și? Vara bicicletă, iarna schiuri. Da. Tot timpul faci câte ceva? Da. Și ce alte sporturi? Înot faci? Înot fac, gimnastică, schi și atâta. Cum te cheamă? Luca Cristian. Și astăzi ai participat la un concurs? Da. De biciclete? Da. Și îți place mult să te dai pe bicicletă? Da. Câți kilometri ai făcut? 600 de metri. 600 de metri? Și pe ce loc ai? Am ieșit pe locul 4. Vi s-a întâmplat de multe ori să aveți o cameră de filmat la voi și să se întâmple ceva extraordinar? Să săriți extra mega giga tera cu bicicleta? Să mergeți foarte greu pe unele locuri în care nu v-ați crezut vreodată că o să ajungeți și ați filmat? Păi trebuie să ne trimiteți nouă imagine, să facem un montaj, la fel cum o să urmeze cel care o să-l vi-l arătăm. Și uite așa apăreți la HD Party, apăreți voi făcând ceea ce vă place vouă, înotând, petrecându-vă sau escaladând un munte. Trebuie doar să ne trimiteți imagine, intrați pe pagina noastră de Facebook, pe HD Party, postați acolo un mesaj pe privat de unde să luăm imaginile și noi o să-l facem un montaj și o să apară la noi în emisiune. Trebuie să urmăriți materialul ce urmează pentru că e cu imagini trimise de alți oameni care fac lucruri cam ceea ce v-am spus eu și v-am cerut să faceți și să filmați și să ne trimiteți. Thank you.
înainte să închei, vreau să vă readuc aminte de pagina noastră de Facebook. Pagina noastră de Facebook care găzduiește evenimente, găzduiește și șeruiește evenimente la care voi participați, vă petreceți sau chiar le organizați. E bine, săptămâna asta o să mergeți, bineînțeles, la Cinema Patria să vedeți Man of Steel. O să mergeți la Alex Velea în Tarabostes pentru că e mega iurăș, mega, mega, giga, tera petrecere. Și bineînțeles o să mergeți dacă vreți, noi am șeruit, v-am arătat la Raliul Frumuseții. Raliul Frumuseții care este găzduit de 4 localități mari și frumoase, e plin de adrenalină și de fete frumoase, bineînțeles. Trebuie să mergeți, trebuie să vedeți. Dacă nu ajungeți, o să vi le prezentăm noi săptămâna viitoare. Până atunci, vă salut!